Ei, salut, dragă băieți, bine ați la un episod de data aceasta. Vom face un episod cu locărul, așa că nu uitați să apeși pe butonul de like, subscribe și clopoțel. Acolo un follow pe Instagram ca să fiți la curent cu ce postez eu sau ce fac eu în timpul liber. Discord, dacă vreți să mă contactați, îl aveți în descriere, așa că încă o dată nu uitați să apeși butonul de like, subscribe și clopoțel și sper să vă placă acest videoclip și locărul meu. Deci, după cum v-am spus, vă voi arăta locărul cu toate skinurile mele. Hai să vedem. Deci aici avem skinul de pirat, fata drift, adică aveți și descrierea aici. Vă arăt așa în detaliat ce skinuri am, pentru că toată lumea mă întreabă ce skinuri ai, câte skinuri ai. Avem aici Oblivion, Raptor, ia să vedem, asta e de la Battle Pass, uitați, vă arăt așa, apăs pe fiecare ca să vedeți ce skinuri am. Dark Bomber-ul și o să vă spun și care sunt favoritele mele. Fata Jordan, așa. Asta tot așa de la Jordan. Uitați Jordan în picioare. Așa. Asta care a fost atunci gratis. Opa. L-am salvat din greșeală. Asta, banana, bandita, rapscalionul. Battle Pass, skin-uri de la Battle Pass. Acesta, Whiteout. X-Lord, tot așa de la Battle Pass, fisticul. Așa, Laguna, Redmi vs. Toxin. Ăsta, băiatul apă, cum îi zic eu. Starter pack-ul și ultimul skin. Și haideți să vă spun care sunt skin-urile mele favorite. Deci, după cum puteți vedea, ăsta nu. Deci, acesta, întotdeauna să știți că skin-ul ăsta o să fie pe primul loc pentru mine. Skin-ul ăsta pentru că este de motociclist, dar după cum știți, eu mie îmi plac foarte mult motoarele și o să dau și eu de motor la 16 ani, așa că na. Fisticul, care mie, fisticul, mi se pare peștele, mi se pare skin de tryhard și când mă enervez sau vreau să fiu tryhard, o să vă arăt și niște combo-uri cu peștele sau și cu alte skin-uri. Whiteout-ul, care este motociclist, cum îi spun eu. Și Rapscallion îmi place și Raptor-ul pentru că i s-a adăugat style nou și arată bine și... Și Oblivion îmi place, să vedem aici, poate nu mai avem ceva selectat. Și Dark Bomber îmi place la fel de mult, dar întotdeauna să știți că pentru skin de tryharder eu folosesc peștele. Pentru skin cel mai favorit skin al meu este motociclista. Și ați văzut skin-urile, haideți să vă arăt niște combo-uri. Deci pentru skin de tryharder, uitați-vă puțin. Poate așa băgăm asta de World Cup. Scoatem asta, băgăm coasa, Reaper-ul și aici, nu știu, acum depinde de ce doriți voi, sau cel mai OG ăsta, cum se numește, Season, nu știu, habar n-am. Punem și noi pe ăsta, deci cam acesta este outfit-ul de tryharder, să zic eu așa, sau fără backbling, puteți să-l las, na. Eu folosesc Reaper-ul, sau, da, Reaper. Deci acesta este outfit-ul de tryharder pentru mine, ok. Deci haideți să vă arăt alt combo, outfit și combo, cu asta. Puteți să folosiți odată așa, ăsta dacă l-aveți așa pe mov, odată asta să vă arăt așa, și cu asta așa, cu asta asta, Ultra Cycle-ul, și tot așa, arată foarte bine în combo. Aici, na, acum vă potriviți voi asta, spre exemplu, și aici mai puteți să băgați asta de la Dark Bomber, sau Kappa, dacă aveți... Dark Bomber. Și asta de Dark Bomber. Să ia să încercăm cu capa. Ia să vedem. Practic acum ar trebui să aveți cât mai multe. Ia să vedem. Un pic mai închis dacă era. Era perfect. Haideți să vă arăt alt combo acum. Așa. Ok, și așa, tot așa din nou, Raptorul care arată așa foarte bine. Deci vedem alt combo. Ce combo mai avem? Ăsta care folosește și Zoarin cu fisticul, stați așa. Și ăsta arată, da, el, și asta arată ok. Așa din nou. Ăsta aici, eu zic că n-am o pretenție, bun. Acum v-am arătat skin-urile, haideți să vă arăt backbling-urile. Din nou, n-am cine știe ce backbling-uri, deci na, uitați-le și voi.
Pentru că am zis de mult că trebuie să fac un videoclip cu localul meu. Ok, astea au fost backbling-urile. Deci să țineți cont, mie îmi plac foarte, foarte mult pickaxe-urile. Deci să știți chestia asta, și asta l-am folosit foarte mult. Uitați pickaxe-uri aici și o să vă spun și care sunt preferatele mele. Vexicălu, și asta îmi place foarte mult, dar nu prea îl mai folosesc. Dar o să vă spun exact ce îmi place la momentul de față. Uitați aici tot, 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 tot. Deci îmi place foarte mult bățul ăsta, așa zic. Coasa asta, cealaltă coasă, pickaxe-ul ăsta, megavolt, care și ăsta se aude ok, uite, poate vreți să vedeți cum se aude. Hai să facem așa un review la sunet. Ok. Pickaxe-urile duale nu prea folosesc, sincer. Și ăsta mi-a plăcut. Și încă îmi place. Asta e de la Marshmallow. Ok. Hai mai să vedem cum se aude. Și Ranga e ca la mea. Și astea îmi plac. Megavoltul care e genial, sunetul ăsta, nu știu, nu știu, îmi place foarte mult. Auziți? Ăsta care a fost gratis, să-l avem toți. Coasa. Astea. Nu. Ups. În greșeală. Astea. Ăsta mi se pare un pic super mic. La cum arată. Apropiem de sfârșit. Și pichetul ăsta îmi place foarte mult. Sau de bine. Și ăsta e ok. Și ăsta l-am folosit mult. Icicle-ul care tot așa e ok. Bățul ăsta care îmi place extrem de mult. Și cum se aude și match. Coasa asta, Ultra Cycle-ul ăsta. Și ăsta se aude ok și îmi place. N-am mai apărut de la Halloween. Deci s-ar putea să devină OG. Și default-ul. Deci cam acestea sunt pickaxe-urile mele. Ia să vedem umbrele. Umbrele tot așa nu am multe, uitați-vă voi, na. O arăt așa în mare. Dăm scroll în ce jos ca să vedeți și voi. Eu cel mai mult sincer să fiu folosesc umbrelele, nu contează care umbrelă să fie, pentru că umbrela nu ți ia din vizor, adică nu ți ocupă spațiu vizual, cam sunt celelalte. Umbrela e cea mai ok, adică să o folosiți mereu. Acum depinde, eu am mai folosit motocicleta în unele meciuri sau depinde. Depinde cu ce combo folosiți. Ok, haideți să vedem counter-uri. Nu am cine știe ce. Astea nu prea țin cont eu de ele. Sincer să fiu, pe mine nu prea mă interesează counter-urile astea. Ok, ia să vedem Dasor pentru că sigur sunteți foarte curioși. Avem aici de toate. Vă arăt tot în mare. Avem aici de toate și de tot, de tot, spray-uri, de toate. Uitați și voi. Avem de toate, de toate, băieți. Și eu să vă arătăm doar dansurile, că tot vine vorba de dansuri. Asta de ham marshmallow. Ia să vedem. Ok. Aici bannerele, chestii, nu bannerele. Na, spray-urile. Na, a, uite că aveți și astea. Ok, ia să vedem ce mai trebuie să vă arăt eu. A, astea aici. Skin-urile pe arme. Mamă, dar am ceva cu observ și eu. Ho, holy shit. Kevin, what the fuck? Eu nu știam că l-am pe ăsta. Chiar nu știam, bro. Ok. Ok.
Acum se pare că am descoperit și eu. Nu vreau folosesc foarte mult skin-urile. Banner aici, na, nu cred că asta vă interesează, n-am banner OG ca să știți. Muzicile și... a, imaginele. Cred că na, toți le aveți. Ia să vedem. Deci da, vezi, v-am arătat și combo-urile. Hai să lăsăm combo-urile try harder. Așa, edit style, băgăm pe ăsta de la World Cup. Și ăsta depinde, băgăm ăsta să fie ok. Și cam acesta este outfitul de try harder, să zic eu așa, pentru mine. Da, mă băieți, tocmai ce era să uit, vrea să vă spun câți bani am băgat eu în acest joc. Să zic că eu bani am băgat, cred că maxim 30 de euro, 35 de euro, cam așa. Dacă mă întrebați unde am atâtea skin-uri, unele skin-uri le-am primit gift, așa că, da, dacă vrea să mă întrebați chestia asta și am uitat să o spun, chiar acum, chiar acum mi-am asamită și am adăugat în videoclip, așa că eu am băgat în acest joc maxim 35 de euro, nu cred că mai mult, n-am făcut un calcul cam cât costă tot lăcălul meu, dar, în fine, sper că v-a plăcut acest videoclip și sper că v-am lămurit cu lăcălul meu și sper că v-a plăcut. Deci da, mă băieți, cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut locker-ul meu. Deci, cam atât a fost cu acest episod, vă mulțumesc de suflet că ați urmărit până la capăt. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și clopoțel, uitați acolo de un follow pe Instagram, Instagram-ul veți avea în descriere. V-am pupat, mai bine și bye, bye!